de articolul 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 litera A și aliniatul 5 în funcția primară 273 din 23 ani. Sunt în utilitația noastră, dacă nu utilitați. În dispoziția 274, ori de adesea a fost suplimentată cu încă un proiect de hotărâre. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes de natură patrimonială care ar putea să le implementeze acțiunile publicate și se abțină de la deliberare și adoptarea hotărârilor. Domnul președinte, vă rog să dați ordinea ordinii de zi. Da. Proiectul ordinii de zi, în ședință ordinară a Consiliului Local de Liceu din 28-11-23. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Liceu din 24-10-2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitude aerian la rotirea falelor turbine ale unui drept de servitude de suprafață pentru proiecția falelor pe sol în favoarea 10-Borzești Wind SRL. Inițiator primar din Anicu Ciprian. 3. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 10% a numărului maxim de posturi și aprobarea noului stat de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Helegiu, începând cu 1 noiembrie 2023. Inițiator primar din Anicu Ciprian. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit numărul CCVC 2023 66651 din 40-2023, precum și scrisoarea către primar număr CCBC 2023 66653 din 40-2023 a Camerei de Conturi Bacău. Inițiator primar Enelichi Ciprian. 5 proiecte de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Felicău prin disponibilizare pentru fondul de rezervă al guvernului. Inițiator primar Enelichi Ciprian. Se suplimentează ordinea de zi cu încă un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții în ființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Helegiu, județul Bacău, aprobat pentru finanțare din Programul Național de Investiții Andrei Sabino, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Și ultimul punct, diverse. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Primul punct al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local pe Legiu din 24-10-2023. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitude aerian la rotirea palelor turbine și a unui drept de servitude de suprafață pentru proiecția palelor pe sol în favoarea SC-Borzești Wind SRL. Bună ziua, în primul rând. Este vorba de acel proiect care am concesionat către firma respectivă în vederea construirii unor centrale moliere. Este cerut de către fondul european, la FIR. Inclusiv un servitut aerian, cât acele palete, viteza puntului, e posibil să, nu știu, să țină umbră uneori, dar eu să cred că... În fine, astea se cere solicită, iar noi trebuie să le dăm acest aport. Dacă aveți nevoie să ne vedem. Supune la urmă, cine este pentru? Proiect de hotărâre numărul 3, privind reducerea cu 10% a numărului maxim de costuri și aprobarea noului stat de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Helegiu, începând cu 1 noiembrie 2023. Odată cu apariția legii 293, privind unele măsuri bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, se stabilesc în sarcina autorităților câteva publicații. Una dintre ele ar fi aceea ca începând cu data de 1 noiembrie să se reducă cu 10% numărul de posturi alocate conform ordonanței 63/2010 pe 2010 prin
adresa 7848 din 19-a 4-a a instituției prefectului, mi se comunică că avem dreptul la un număr maxim de 39 de posturi conform anexei 1, 6 posturi funcții publice pentru poliția locală conform punctului 3 din anexă și 3 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate pe fonduri externe nerambursabile, posturi care nu au fost înființate, deoarece implementarea se face cu personal din cadrul aparatului de specialitate. Deci reducerea se aplică doar la anexa 1, unde avem dreptul la 38 de posturi existente fiind structură 38. Deci reducerea nu sunt 4 posturi, dacă ar fi să aplicăm la 39, ar veni 3,94 posturi, se vor desfința doar 3 posturi ca să ajungem la numărul de 35. S-a avut în vedere posturi care nu sunt unice și atribuțiile acestora se mai regăsesc și în alte fișe post. S-a propus desfințarea unui post de îngrijitor de la compartimentul de servire, un post de funcție publică de la compartimentul agricol și cadastru, vacant, și un post funcție publică din cadrul compartimentului relații publice, la fel vacant. Cea de-a doua situație ar fi că, odată cu apariția acestei legi din codul administrativ, nu mai există, se desfințează funcțiile de șef de birou și odată cu aceasta structurile care se numesc birouri vor fi desfințate. Până la aprobarea noii organigrame, în decembrie, avem un termen până în decembrie că se va face reorganizarea, aceste posturi vor avea, se vor numi compartimente, iar șefii de birou vor fi până la aprobarea noii structuri șef de birou intermediar. Aceasta era cea de-a doua situație. Iar cea de-a treia situație este, de fapt, se regăsește o transformare a unor posturi datorită faptului că în luna octombrie a avut loc promovare de grad profesional. Ordonanța Guvernului 57 privind codul administrativ spune că în urma promovării se face transformarea postului era ocupat și au fost 4 funcționari care au promovat. Un funcționar din cadrul compartimentului financiar contabilitate, un funcționar din cadrul compartimentului urbanism amenajare teritoriului, unul de la agricol și cadastru și unul din cadrul compartimentului poliție locală. Dacă sunt discuții pe acest proiect. Da, eu sunt marțin de la vot. Știu ce? Deci, supunem doar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțină? O abțină. A, da, eu. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit. Și scrisoare către primar. A Camerei de Conturi Bacău. Și cu numărul CCBC 2023-66.600 din 4-2023. Dacă pe mine o să încep eu și apoi domnul Bacău o să răspundă punctual, cu siguranță vor fi întrebări și mi se pare normal să ne rămânem aici. În vorba de raportul Curții de Conturi, după cum știți, în 3 ani de care în urma controlului de 6-7 săptămâni se documentește un raport pe care cu siguranță l-ați și însușit. Până acum era obligatoriu să fie supus și spre aprobare. Acum am înțeles că doar trebuie adus la cunoștința Consiliului Local. E un raport de ca toate celelalte, fără să fie o problemă majore. Toate neclarități, să spun între ghilimele, tot ce a fost constatat pe perioada verificărilor la fostul de primire. Sunt câteva lucruri pe care le-am și discutat împreună cu domnul director
de la sigure, nu? Da, legat de consumul la mașini, de o achiziție la pompe, de situații de urgență pe care dânșii au interpretat-o ca și cum nu s-ar fi respectat regimul achizițiilor publice, dar pentru că situația de urgență vis-a-vis de alimentarea cu apă din punct de vedere nu scapă amânare și nu poți aștepta un scap până când încredințezi o lucrare, ținând cont că compriile se aveau satul de lemne în întregime. A fost o chestie cu parchet de la Bătăria la Pămâșel, din Cartea la mai efect, o perioadă. Solicitarea, solicitarea inițială a părintelui era pentru achiziția unui teren în vederea construcției celei capele de la Răzești. Și ulterior am revenit, iar banii au fost folosiți în vederea construcției și nu a fost schimbată cererea. Da? Nu știu cum a fost ceva. Cu amenda aia de la apă rămâne. Da, dar nu au acum să cer mare pe ani. Da. Spuneam, vă recomand să nu se mai... Acum e confortabil. Cred că o să fie întrebări. Sigur, mai bine o să răspundeți întrebările pe care ți le-a dat să zic domnului consilier sau dacă vreți, dăm citire aici cu raportul lui, cu siguranță l-ați și studiat, nu? Da, domnul primar, înainte de a ne răspunde domnul contabil, vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum se pare raportul ăsta în comparație cu cel de acum 3 ani, pentru că acum 3 ani spuneați că este cel mai bun de departe. Este și acum la fel, adică nu e nicio problemă care să fie îngrenat bugetul comunului de regiune, cheltuieli nejustificate, cheltuieli nefundate, care nu se regăsesc de fapte penale, de, nu știu, pe la altă primărie, acolo nu se ajunge până la, nu știu, proces. Bine să luați punctual, pentru că pot să vă răspund. Da, punctual. Denaturarea evidenței contabile. Citesc din raport. Supradimensionarea cheltuielilor fără recuperare contravalorii serviciilor prestate. Prezentarea de date eronate în situațiile financiare ale entității. Nu, nu, nu. Deci nu, eu doar trag niște concluzii, nu vreau răspunsuri pentru că sunt precizate aici, da? Sunt termene de remediere, deci eu să prezint doar niște concluzii ale raportului. Prezentarea de date eronate în situațiile financiare care au influențat rezultatul financiar în exercițiul bugetar în sumă de. Mai spuneți dumneavoastră că nu este o problemă, deci nu. Care este prejudiciu între ce a constatat Curtea de Conturi? Aveți un prejudiciu? Nu. Nu există prejudiciu. Curtea de Conturi spune să stabileți dumneavoastră care este prejudiciu și să recuperați. Dar deja au fost în control și dacă ar fost un prejudiciu... Nu, ei nu. Ei nu este prejudiciu. Nu constată primarul. Primarul este o altă funcție de... executivă. Executivă și... pe cheltuie banii. Da. Pe cheltuie legal. Și corecția aceea s-a întâmplat. Dacă ar fost un prejudiciu, cu siguranță Curtea de Conturi ar fi scris în raport. E un prejudiciu de X lei, în modea heretică, mi se pare normal. Repet, pentru tot ceea ce se întâmplă pe perioada mandatului primar, primarul cel care răspunde și cu capul. Nu, domnul primar, și Consiliul Local sunt solidar. Doamna primar. Eu vă spun că lucrurile nu sunt chiar așa, nu știți foarte bine. Putem rezulta până la ora 17. Eu vă spun că vi l-am pus la dispoziție, sunt deschis să vă răspund la absolut orice întrebare. Și dacă e ceva de răspuns, eu oficial care răspunde, nici de cum nici dumneavoastră, nici un consilier local, nici nu va răspunde nimic. Mai ales că nu există un prejudiciu, nu există o faptă penală. E un raport pe care n-am nicio problemă să-l prezint în fața dumneavoastră, puteam să nu prezint, legea nu permite. Nu știu dacă de primărie îl prezintă în fața consiliului local. Totdeauna am spus că la HDG-ul n-am nimica de ascuns. Repet, tot ceea ce se întâmplă în raportul respectiv, acele întrebări au fost rezolvate pe perioada controlului. Sunt niște termene date pentru a întocmi o comisie în vederea stabilirii consumului la mașinile din societatea... Ați recuperat, domnul primar a spus că a fost imediat. Ați recuperat banii pe carburant care au fost folosit în interes personal? Dar nu am ce recuperat pentru că ne lăsăm la atitudinea noastră să constatăm noi dacă este un prejudiciu. Ați văzut în raport o sumă
de bani cheltuită nejustificat? Nu, raportul spune, nu, raportul deci spune că banii, dar lăsați-mă să-mi termin și o idee, raportul spune că banii au fost cheltuiți fără respectarea procedurilor legale. Vă spun imediat care sunt procedurile legale. Deci vă spun eu cum stau. Dar știți că știu și eu. Da? Eu știu că dacă aveți o deplasare, n-ați procedat așa. Deci dacă aveți o deplasare, luați un ordin de deplasare, luați o delegație, pune o ștampilă. Dumneavoastră. Dar știu că sunt depășită. Da, știu că sunt depășită. Da. Nu, așa se face. Eu vă spun că așa au fost păstrate același model de caiete de foi de parcurs. La niciun control nu s-a cerut acele de port de pasare să fie semnate la instituția la care se pot deplasa mașinile din proprietatea Consiliului Local. Eu am mers mai departe, inclusiv la controlul din 2020, nu a fost nicio problemă, am păstrat același model de carnete. Carnetele sunt completate conform legilor, mai puțin atunci când ajungi la Bacău, la prefectură, de exemplu, pentru că o scrie în foaia de parcurs, ar trebui să pui o ștampilă de la registrator. Eu vă spun un singur lucru. Foile de parcurs pe mașina 12H de Gâr, pentru că era singura mașină în discuția respectivă și are numărul, nu era jocărul pe raportul respectiv, are în jur de 30-40 km zilnic. Kilometri care se fac în raza comunei Helegiu. Eu dacă merg în teren de 4 ori, de 5 ori pe zi și merg în fiecare zi, eu nu am unde să pun o ștampilă pe ordine de plasare, pe foaie de parcurs. Pentru că e o lucră pe care primarul o face pe lucrările publice pe care le are. Și când le am, slavă Domnului, pe caz am făcut 5 jumătate de urinși de poiană. Unde să pun ștampile? Nu am unde. Atunci am păstrat aceleași carnete care le-am prezentat și în 2020, și în 2017, și în 2012. N-am crezut că este o problemă. Sunt și ne-au dat cunoștință că nu respectăm întru totul legea și că să convocăm o comisie cu un persoană desemnată pe care noi am și lucrat la această comisie. Nu ne spun un prejudiciu, nici n-ai cum să-l calculezi. Eu vă spun că Dusterul pe care eu îl folosesc din 2016 are azi 195.000 de kilometri, împărțiți la câte luni sunt, să vedeți că o mașină de instituție la Comunii Hilegiu nu depășește 20 ceva de mii de kilometri pe an. În situația în care o mașină la unei persoane private, o sumă mult mai, are mult mai mulți kilometri. Mașina personală a mea, de exemplu, are 30-35.000 față fiecare an. Nu s-a constatat a fi un prejudiciu vis-a-vis de combustibil. Pentru că ar fi fost, ar fi zis acolo de recuperat suma de 7.000 de lei, 70 de milioane, 700 de milioane. Nu vorbim de lucrul acesta. Vorbim că cu acele foi de parcurs nu au fost ștampilate. Vor fi de la 1 ianuarie, pentru că avem măsura asta, o vom putem aplica. Voi disponibilizatul public, acel care va răspunde de întornirea foilor de parcurs și, din punct de vedere, nu este absolut nicio problemă. Ținând cont cu o mașină de instituție, pentru că consumă în jur de 100 și ceva de motorină lunară. Din câte mi-amintesc și știu bine singura asta, avem o tără de Consiliul Local care dumneavoastră s-a aprobat-o, care e normativa de 200 litri pe lună, nici măcar nu depășim acel plafon. Tocmai de aceea n-a fost stabilit un prejudiciu. Dar ei spun că așa ar fi trebuit să fie și că așa trebuie să faci. Noi vom face la fel. De la 1 ianuarie, o comisie care se va ocupa de lucrul respectiv va... Și dacă eu spun că dumneavoastră și alții, nu numai, ați folosit mașina în interes personal, puteți să mă contraziceți? Nu. Păi vedeți, despre asta este vorba. Dacă îmi spuneți, de ce spuneți că am folosit-o în... Pentru că toate cursurile au trebuit confirmate, domnul primar, și la București, și la Iași, și la Dăgugești, dacă vă duceți de trei ori, faceți FEAZEU. FEAZEU? Sunt confirmate. Cine îmi confirmă mie când mă duc acum că am urs la DLN, de exemplu, de două zile la capătul satului. Și am fost de patru ore aseară și dar din ianuarie cine vi le confirmă? La fel va fi aceeași situație. Nu ne pot confirma cine se duc. Nu ne-ai spus să fac, eu nu știu. Și asta am întrebat și pe... Dar atunci când merg la o instituție publică, gen prefectură, gen la București, mă duc mai la Ministerul de Dezvoltare, o să am o delegație și o foaie de parcurs fructă din care tu de funcționează, în care eu să mănânci la pilul. Foarte simplu. Deci dumneavoastră, din nou spuneți și la fel de senin, că nerespectarea procedurilor de achiziție publică nu ar fi o problemă. Ce mare v-am spus și mai devreme că sunt cercare să plătesc. Ce cu
cum le plătiți? Dacă se constată că am încălcat în buzunar sau alt și financiar, dacă se constată că am încălcat legea, personal, de ce? Păi nu, dar se constată că ați încălcat legea, că n-ați respectat. Cu câți bănuți? Că n-ați respectat procedura. Cu câți bănuți? Cu toți bănuții, că toată procedura. Da. Cu toți bănuții, că n-ați respectat procedura. Dar pentru ce? Nu depășiți, domnul primar, că este ședința Consiliului Local. Pe vă lăsați aici vorbiți cât vreți. Nu, răspundeți la întrebări. Păi și eu v-am spus, dacă vi se pare normal, spuneți că este ok. Spuneți că este ok. Nu este ok. Nu este ok să faci achiziții directe de lucrări, să faci achiziții directe cu referat. Da? Pentru ce s-a inventat SEAP-ul? Nu este lucrări, aveți 5 facturi de condate în baza unui deviz, fără contract. De ce nu rețineți garanție de până execuție? De ce v-am spus? De ce plătiți? Pe este reținută. Ulterior. Pe parcursul lucrării, lucrarea de la care face referire deci, doamna, nu s-a finalizat, da? Nu era finalizată. Și nu se reține la fiecare factură? Da, n-am reținut la prima factură, dar la a doua factură... Păi nu, sunt 5 facturi, sunt 4 facturi acolo enumerate la care spuneți că ați procedat în mod identic. Deci faptul că faceți achiziții fără nicio garanție, fără nerespectarea procedurilor legale, spuneți că este ok. Nu știu, vă întreb, doamna secretar, vă uitați pe contractele astea? Nu. Să vă facă și dacă nu, nu. Să verificați contractele? Nu, doamna, am vorbit de consilier juridic. Contractele sunt garanție. Sigur că da, prevenți. Nu, procedurile. Eu nu, procedurile. Procedurile. Nu, deci, doamna, doamna, vă la față de economie, nu știu cum ați vă întreb așa, dacă erați primar în locul meu și la DNA, nu, dați-mă și răspundeți, pentru că mă întrebați foarte încă ce să-mi dai ceați, țeapă la cartelul să-l țin cu toate. M-a anunțat la ora 7-19 seara că s-a ars pompa la DNA și ținând cont că alimenteze două ori săptămână compsatul, ai nevoie de o pompă și să o duci imediat să o montezi. Pe ce faceți? Intru pe catalogul electronic așa, sau pe FAP și achiziții și demarezi achiziții. În două minute ai confirmarea. Aia, cine de la un minut la altul. Și cine o montează? De la cel pe care l-ați ales nu voia ăla. A trebuit să modifice totul. Pentru că în 2007, când s-a făcut lucrare la apa respectivă, nu mai corespundea pompa, nici mai sunt, nici n-a mai fost același model de pompă să funcționeze automatizările. Trei au trebuit schimbat tot ce înseamnă acele putitoare pe care le-a pus calca. Vedeți și ați trecut asta undeva? Depinde că este trecut. Unde? Referat? În referatul de achiziții. Și nu se trec criteriile astea pe SEAP, domnul primar. Doamna Bădică. Se trec toate criteriile. Așa, toate caracteristicile pompei. Plus de asta, legea îmi permite că până la o sumă de 100.000 de euro să vă face o cerință pe investiții. Dumneavoastră nu știți lucrul ăsta. Asta nu e investiție. Și pe reparații până la 140.000. Asta nu este investiție. Ne-am încadrat conform lege, vă spun eu lucrul ăsta. Auditorul spune altceva. Păi, auditorul spune, pentru că trebuia să spună ceva în 7 săptămâni. Ce trebuia să spună? Că e roșu și curge apă și miere la Helegiu. Deci auditorul a greșit. Eu nu spun că eu nu caut vinovați, nu poate să caut, eu nu caut vinovați, n-am căutat niciodată, dacă căutam vinovați, aveam poate mai de mult. No, nu caut vinovați. Dar n-am spus să caut vinovați. Poate să caut vinovați în viitor și să faci achiziție pe SEAP înaintea lucrării în sine. Nu căutăm vinovați, nu punctul meu de vedere, chiar dar de ce nu vinovați, mai ales cu vinovați. Da. Nu, dar de ce nu puteți trebuie la menționa achiziția asta din catalog? Pompa, nu am avut timp efectiv să l-am. Am găsit o firmă care cunoștea destul de bine. Și timp! Mai ușor o iei din catalogul electronic și firma aceea decât să discuți cu 5 firme. Dar nu am spus 5 firme, doamna. Sau, una! Nu, am chemat un om care se pricepe, lucrează în zona respectivă, de aceeași firmă în calutajul meu față când ați fost primar, nu, nici măcar n-am schimbat firma. E o firmă de la Comodești, la Forser, are SEAP. Nu aveam timp să facem SEAP vis-a-vis de achiziția respectivă. Asta încerc să vă spun. Și era insuficient să achiziționez o pompă, pentru că nu sunt specialist. În momentul în care a ajuns pompa la DNA, am constatat că pompa respectivă s-a defectat pentru că au fost nu știu ce probleme pe partea de alimentare. S-a colmatat din cauza nisipului în filtrele. Sezorii de putitorii de la rezervor nu mai corespundeau, că nu mai lucrau după 5-6 ani din cauza cablului depus. A trecut o revizie ca poadă, pompa nu mai vine pe același, nu știu, eu să vă explic, nici măcar nu pricep, nu sunt instalator. Nu se potrivea la legătură respectivă, au trebuit un alt model de pompă, am schimbat tot ce înseamnă parte de... Bun, în ce bază s-au decontat lucrările la drumuri cu ECODEM, să recunosc? În baza procesului verbal de recepție. Care? Că un fundator spune că nu s-a făcut niciun proces verbal de recepție. S-au făcut, da, există. S-au făcut, nu știu cum s-au făcut. Deci ea scrie prostii, doamna.
Nu, a fost greșeala noastră că n-am observat la timp că să mai pot remedia raportul. Adică și la, când o să vină la constatariu... Fără proces verbal de recepție, fără deviz, 8 ore pe zi, 10 zile, fără specificarea locului intervenției, la prețul de 150 de lei oră, fără achiziții, nici pe asta, fără achiziții din catalog electronic. Știi ce n-ați avut timp? Nu. Care era evidența? De lucrări de 10.000 de lei, de 7.000 de lei. Nu, de vreo 450. N-ați avut nimic să luați pachetiții directe. De 7.000 de lei e vorba de acel om pe care îl folosim de foarte multe ori. Ce vreau scuze? De ce nu ați luat în catalogul electronic, vă întreb? Știți, o adicurgență, nu am avut timp. Și astea pe situație de ofiță. 7.000 de lei, 8.000 de lei, nu e pe PSK. Sunt patru facturi, una de 12.000, una de 12.000, una de 11.550. E 11.000 pe o lună întreagă sau pe o lună jumătate, nu e o singură factură, sunt lucrări mai multe. Da. În spatele fiecărei lucrări sunt fotografii, sunt proces bar de recepții, e vorba de lucrări foarte mici, cele unul dintre ele sunt pe branșamente de la... Eu înțeleg, la dumneavoastră 10.000 de euro lucrări. 10.000 de lei, doamna. Nu, dacă s-a numit 10.000 de euro. În un an, în trei. Vorbim de tot ce veți acolo, sunt 96 dintre ele, sunt intervenții pe rețelele de apă din Dereș și din Drăgucești. Inclusiv astăzi am spărtură pe branșamente. Pentru că sunt aproape zilnic. Iar atunci când am aceste avarii, eu nu pot să le fac de capul meu. Și eu am un tip de la Ardeoan care stă pe zonă pe aici, îl sun imediat, vine cu bulul de excavatorul, nu aștept să fac achiziții în zicap, să vină o firmă de la Bacău, să-mi discarce bulul de excavatorul, să-mi sărpi în fața urții de Ionuță la Ștefănaia și să-mi schimb conduta, să pun în brașament. Fiecare 11.000? Deci 90% din lucrări respective pe un an de zile sunt lucrări la brașamentele de apă. La DLG în fața magazinului, la DLG în fața dispensarului. Trebuie lucrări de 1.000 de lei, 1.500 de lei pe fiecare intervenție. Nu, toate sunt peste 10.000 de lei. Pe factură. De ce trebuie să fie? Dar eu vă spun că într-o factură sunt 5-6 intervenții, asta ce spuneți. Păi, dar eu nu vă cred. Dar puteți nu vă credeți nici că... Pentru că raportul spune altceva, că nu sunt documente. Bun, în ce bază ați plătit transportul școlar? Păi nu, că transportul școlar spune că l-ați decontat fără să... se realizează pe motorina beneficiarului, da? Fără prezentare de documente justificative din partea prestatorului de serviciu, potrivit articolul 11 din contract. Nu au fost prezentate foi de parcurs, FAZ-uri pentru acest impropus, au fost efectuate cheltuieli privind alimentarea cu motorină și înregistrarea conturului în contul de cheltuieli fără prezentare documente. Deci este exact aceeași situație ca și la mașinile primului. Mașina pe care avem în chirie și care îi mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit să pot face transportul de la o școală la alta, mai ales acum când am închis pentru reparație școala din Drăgucești și aduc și din Drăgucești, eu nu văd, nici măcar n-am înțeles și am spus și doamnei inspector că mi se pare un abuz să soliciți ca pe foaie de parcurs la mijlocul de transport care asigură transportul de la școala Drăgucești la școala de Helegiu, în cazul aceleași școli, aceleași comuni, să-i pun ștampil. Cine să-i pun ștampil? Directorul de la școală? Că-i singur directorul acelei trei structuri. Cum să fac? Noi nu știm cum. Deci eu asta vă întreb, cum să facă? Dar de unde știți dumneavoastră că motorina cu care ați alimentat acel microbus a fost folosită exclusiv pentru transportul școlar? Pentru că are un consum de kilometri pe care noi îi avem într-o plan managerial, să spunem, de la începutul chirii. El știu că într-o zi face 25 de km, la un consum de 10%, că trebuie să consumi atât de mult polină pe zi. Deci cu aproximație medie. Și are foie de pașă, dar la fel, nu sunt ștampilate. Cum să le strânge copilul de la Mocanci până la școala Helegiu? Îl lasă și fuge acolo la Drăgucești, le ia de pe vale până la Helegiu din nou. Eu, dacă la mașina primarului, să spunem că s-ar putea și mi se pare ok, și de acum o să fac lucrul ăsta, să pun ștampil la fiecare soție la care merg, la mai mijlocul de transport al copiilor, mai ales că doamne, bine că am găsit comuna să facă, că noi n-am venit o bușculară în comuna Ghelegiu nici astăzi. În situația în care au alte comune câte 5 luate acum 10 ani. Nu am nicio explicație. Că nu stai de treabă, dar și vreau să mă găsești și pe mine, să știți că eu o să fiu un conflict de interes și o să spuneți că mai am să vă întâlnesc capană și nu o să se intra sigur. Dar lăsați să intru, dar dacă chiar nu găsiți, chiar nu găsiți nicăieri pe piață transport școlar. Am găsit o manifestă cu care am găsit de 3 ani. Da, nu, eu n-am vrut, sincer nu vreau să polemizez, pentru că poate ceilalți, dacă ați avut curiozitatea să vă uitați, dar sunt convinsă că poate nu prea mulți, sunt frustrări, vei spune.
mie mi se pare că ne îndreptăm într-o direcție primejdioasă cu administrația locală. Atâta timp cât nici regulile elementare, deci nu mai spun pentru că astea sunt eșantioane, să ne înțelegem, aici nu discutăm despre o analiză, aici nu este DNA-ul, aici sunt niște eșantioane pe anumite lucrări, da? S-a întâmplat să fie și așa. Deci, dar concluziile care se repetă obsesiv în raport este neregistrare, supraestimare. Deci, mi-am uitat că acum trei ani exact ce ziceam, spus că raportul trebuie, la fel. Prejudiciu, abateri, corupții, nu știu Dumnezeu. Nu pot trebui cu trei ani, nu pot nimeni la ușa primarului, nu o lega nimeni, nu spun Dumnezeu, nu o să-mi dezi, doar... Am și o întrebare. Vă ascult, doamna. Vis-a-vis ce a zis dumneavoastră mai putem. Nu se putea face lucrarea, dacă era urgent, și după aia să facă achiziția PSA, ulterior factura. Nu poți să mai faci ulterior. Da, se poate. Deci se face factura, exact cum am făcut. Plecam mai devreme de la primărie și nu doresc lucrurile. Cum să fac lucrarea și apoi să fac achiziția? Nu există. Păi, bine, zic, nu sunt ilegal să nu faci achiziția. Nu e, doamna, vă spun și studiați când mergeți acasă. Vedeți că am voie să fac achiziție pe SICAP, cu, fără SICAP, până într-o valoare de... Nu trebuie neapărat luată prin SICAP. Pentru toți 1.500, 2.300 lei cu ecodem, de exemplu, nu aveam nevoie să fac o achiziție prin SICAP. E bine să o fac. Știți ce înseamnă să pisicat? E o nebunie, mi se pare că nu știu ce este. Nu înseamnă nimic, doamnă, înseamnă același treabă. Tu cine vrea eu pisicat, ca să mă înțelegeți. Păi tocmai, de ce nu respectați legea? De ce sfidați legea? De ce sfidați legea? Asta e problema. Nu înțelegeți că eu o respect? Și nu puteam să iau o pompă de la Sfântul Gheorghe sau de la țicat pe care o găseam și îl ajungeam cu ea. Aici să nu aibă cine mi-o monta, să nu aibă cine să mi-o repede, să aibă cine o pornit. Nu, e rezultat de aceeași firmă de care s-a făcut. Nu las că mă referam. Nu poți, doar n-aș putea să lucrezi, faci sau afiționezi mâine. Nu există așa ceva. De atunci este ilegal. Nu, domnule, dacă, atunci, dacă este legal necesitar? Să lucrezi fără contract, dacă este legal să lucrezi fără contract, dacă este legal să lucrezi fără achiziție, este legal și să există și achiziție, achiziție direct, ca să înțelegeți dumneavoastră. Nu, este un raport. Da, achizițiile directe se fac din catalogul electronic, domnul primar. Directe și indirecte. Da? E de valoare, doamna. Deci achizițiile directe, conform legii ce fac din catalogul electronic, ce face dumneavoastră este cu totul altceva. Nu toate se fac. Adică este un anumit prag valoric sub care ai voie să cumperi direct fără SICAP. Pe lucrări? Da. Pe lucrări? Da, da. Și pe lucrări, și pe achiziții de produse, pe absolut orice. Da. Numai că este o anumită valoare pe care nu trebuie să fie să desoșească. Da. Vedeți că raportul spune altceva. Dacă dumneavoastră spuneți că este, toate sunt ok, eu... Na, nu știu. Mi se pare că atâta sfidare și atâta... Efectiv, senzația că nu-mi pasă. Și ce? Și ce? Aveți dumneavoastră impresia asta, să știți că cei care sunt astăzi aici, nu își permit lucrul ăsta. Eu chiar nu-mi permis să fidez pe nimeni și chiar nu mi-am permis voastră să fac lucrurile. Dacă nu ne-ați fida, n-ați sta datorul la dumneavoastră la câștigul programului de... Da, doamne, mănânc, am dreptul să mănânc. Da? Deci dacă nu ne-ați fida. Și prin vără toată ziua, deci asta este sfidare. Cu mașina primăriei nu vă duceți la masă. Ba da, dacă am un program, mă duc la masă, iau și acasă în fiecare seară, pentru că eu sunt... Să fiți sănătos! Eu am în fiecare seară, am și fiecare zi, știți foarte... Să știți că asta e penal, apropo de spune... Nu este penal, să fie penal... Să știți că abuzul este penal. Nu este abuz. Nu este abuz. Dacă vă faci de urgență, eu nu cer șoferul să vină să mă ia. Nu, eu mă duc singur. Nu, dar nu puteți veni pe jos până la atunci. Nu, n-am timp. Nu, dar eu uite că stau la Ghereciu, puteți la Unie și veneați pe jos la primărie? Nu, dar făceam... Venea fraierul ăla de șofer și vă ia de acasă. Nu, nu. Făceam naveta cu mașina mea, domnul primar. Și era tot eu la mea, mă, stați, nu vreau să mă cerc pe voastră. Deci făceam naveta cu mașina mea. Eu cu mașina mea, cu naveta. Ei bine, eu sunt... Nu cu mașina primă. Eu la anul voi fi sancționat, dacă am făcut voi ilegalitate. Și dacă nu voi fi... Dar nu e vorba de sancționare, nu despre asta este vorba. Nu mă interesează, aici... Dar nu vă județi, că nu este normal cum procedați. Ce e normal? E foarte normal. Este legal. Ceea ce fac eu este legal. Dacă este ilegal, vreau frumos să merg dumneavoastră și să mă denunțați. Dacă aveți impresia că Ciprian Iene a făcut ceva ilegal la primărie, că a făcut o achiziție de 1.000 de lei. Sau de 7.000, fără să facă listă de... Deci, dumneavoastră, atât ați găsit aici, la 1.000 de lei, la achiziția de 1.000 de lei, spuneți-o. Da, de 1.000 de lei, la acela de punct de la de lei. Și ce mi se pare mai grav, că și aparatul pe care îl aveți, nu se pare mai grav. Deci de corupții, dacă ce vreau corupții? Nu se pare, nu, la fel. Dar ce ești? Eu nu sunt în măsură, eu nu sunt în măsură să fac aprecieri. Eu n-am spus că sunteți corupt. Nu-mi răstălmăciți vorbele.
Deci nu despre asta este vorba. E vorba de cum tratați prevederile legale, e vorba de cum tratați reglementările. Despre asta este vorba. Există un regulament după care se acordă bani la biserică, v-am spus într-o ședință precedentă. Nu dăm bani așa. N-am făcut nimic, niciun ban la biserică din comună fără să treacă prin Consiliul Local. Nu s-a făcut nicio achiziție, nu s-a făcut nicio investiție fără să fie aprobată către Consiliul Local. Fiecare biserică, mai puțin 30, primește 30.000 și alte 20.000. Nu, nu s-a aprobat prin Consiliul Local, domnul primar. Nu, s-a aprobat bugetul consolidat prin Consiliul Local. Nu s-au aprobat sumele individual, pentru că eu nu știu ce lucrare s-au făcut. În fiecare sat trebuie o cerere de finanțare. Să dă hotărâre de consiliu pentru fiecare biserică, dacă cerea, dacă vedeați raportul în care se spune banii care se alocă și pentru ce se alocă și pentru ce se alocă. Trebuie să schimbăm aici. Bisericile funcționează? Bisericile funcționează după principiul unui ONG, dacă nu știați. Nu mă așteptam. Păi aparatul de specialitate ar trebui să răspundă. Trebuie un regulament. Deci trebuie un regulament. Cu cât vine biserica la finanțare? Cum să facem un regulament? Deci este așa o fericire și așa o, nu știu, indolență generală, sunt subiectivă, îmi asum, dar eu nu cred că lucrurile merg într-o direcție bună. E bine să fim comuni, cu cât mai simplu, cu atât mai bine pentru toată lumea. Dacă dumneavoastră spuneți că este ok, sigur, dumneavoastră răspundeți, pe mine nu mă interesează, am dreptul să spun un punct de vedere, nu vă acuz de nimic, nu sunt în măsură. Da? Eu doar am constatat, sau nu, nici măcar n-am constatat, eu doar am reprodus niște aspecte consemnate într-un raport. Atât. Mulțumesc. Da. Da, dar acum e ceva cu tema raportului. Dacă nu trecem la proiectul de hotărâre privind drepturile. Nu se propune să aprobăm. Nu se propune să aprobăm. Păi dar nu la cunoștință. Nu, la cunoștință. E proiect de hotărâre. Se însușește de către Consiliul Local. S-a însușit raportul. Supuneți aprobare. Deci, supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind însușirea raportului. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Abține? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei de Legiu prin disponibilizare către fondul de rezervă al guvernului. Au fost banii rămași de la necheltuiți la URSE, iar guvernul probabil i-a luat pe la bugetul local și duce la fondul de rezervă. Deci da. Și probabil dă prin bugetul de stat sau ne-a diminuat bugetul cu suma de la credeau de la URSE. Tot ce da, nu uita banii. URSE au fost date. Supuneți că aprobare. Cine este pentru? Suplimentarea ordinii proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice actualizate și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, înființare sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Hăriciu și județul Bacău, aprobat pentru finanțarea cu programul național de investiții al Salini, precum și asumei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dar trebuie să nu discuți aici, pe mai sus, dacă nu spun tot. Da. Supuneți spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și punctul numărul. Și ultime, punct divers. Cine se înscrie? Domnul Fermescu, domnul. Nu am eu o întrebare. La ședința anterioară, domnul spune că a semnalat o problemă a unui domn de la ADN. S-a făcut o anchetă specială, se știe ceva? Da, a fost eu și ai fost tu personal? Da. S-a rezolvat problema? Am depus documentele. Ai depus documentele? Da. Nu știam. Da, rămâne să primești și ne-am răspuns? Am depus documentele. Domnul Zernes? Domnul Ședințele de Care-i răspunsul? A fost la Tăcea? Nu, 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 n
acoperat o mașină de ele, așa că nu e. Da, o să facem. Domnul Stoican? Da, să pun acolo. Apropo de zăpada care a fost în ultima perioadă, nu știu, pentru că nu se lucrează de unul de seară, de unul de seară cu la Dilen, era un, era un drum, de la propriu practicat. Da, da, așa este. Acum nu știu ce s-a întâmplat. Adică spre ce am avut? Am avut tutelaj pe oameni de teren. Când am fost la Dilen, am mășinat dumneavoastră chiar în fața magazinului. Da. Am trimis imediat, dimineața s-a coborât. Dimineața s-a coborât. Ce se dă ziua s-a înghețat din zăpadă de paradină. A înghețat foarte tare, iar în zonele de penți, unde noi punem întotdeauna de la pan și aruncăm cu răpețele, e în regulă. Pentru că prin sat ne-am cam ferit să... Da, pentru acolo chiar nu avea venit să... Și apoi am văzut că e rău, am trimis două camionete, iar la ora 5 a coborât în mașină. Să era foarte, foarte rău. Da, eu am luat o cale, cum mai vreți aici. Ce, m-am văzut contra, m-am văzut și scolul. Da, vreau să vă anunț că ieri s-a închis licitația pentru VAP-ul și canala de Brăchiera și Bărgești. Două firme au rămas pentru analiza economică. Bucurătorul faptul că am două sunt din zona noastră, în zona Mureștiului. Dar Dumnezeu ca una dintre asocierile de firme să câștige și să nu fie contestații, pentru că în prima oară suntem la drumul și lucrurile respective. Săptămâna trecută am început și lucrările pe drumul strada Cuieni. Școala de la Deveni, de la drumul și de intrată reparații, se lucrează. Constructorul meu a luat angajamentul de la 1 iulie, se va finaliza lucrarea. Termin achiziții pentru dotări, la fel și pentru lămpi, am semnat contract cu Ministerul pentru lămpile întreaga română, cele care dăm digitale, elemente pe foto inteligente. Suntem scriva ninge și care își va reveni în cuza ferească, pentru că e nevoie maxim de apă. Dar nu se ține cum e. Cum se vedea în față, pentru că la primărie nu are niciun loc. Și toate lucrurile de zona aeroportă. Deci am totdeauna făcut apel și totdeauna am anunțat ori câte m-am dus. O să încercăm noi, în primare, să scădăm o firmă. Bineînțeles că mi-a costat destul de mult. Au crescut foarte, foarte mult. Niciodată nu o să înțeleg din ce cauză alegi să spui un muncă, un prun, un copac, o sarcină lângă subfirme din alte tensiuni, ca după aceea cresc să nu mai poți să le tai, nu să te urci acolo și să mă puși în pericol întreaga comună, că rămâne fără iluminat, practic tot ce se întâmplă la noi cu căderea ce tensiune și la imatul public și la alimentare. Au numai cauza asta. Și în Drăgugești și în Brătila au crescut niște muci, niște chiar acum am zis cineva să-l ajut. Și era din stradă și din gard. La faci și în drum. Da, și nu și în drum, înțeles. Iar când te duci să-i tai, pentru mine cea mai vreme nu că tai cu toate crângile care rămân, nu mai ce să faci cu el, nu poți strânge. Am zis că pe gal, dacă ne ajută Dumnezeu în anul, o să iau un utilaj de tocat în vegetale, pentru că nu avem ce face cu atâtea crești, poate cu pași pe care te-ai imaginat tu. Mi-a tăiat într-o zi pe fier, ca nu avem ce face cu atâtea crești. A fost un camion de crești. Da. Ei, omul nu vrea să îi găsească deloc în zonă. Toate firele sunt aceleași fire de aluminie de 50 de ani, de 40 ceva de ani. La fiecare ardere de vânt, la fiecare ploaie, două fire de aluminiu s-au atins, dar dați gălanța la pat. Deci, iar nouă ne arde... La Brătila am o situație la centrala termică de la școală. Nu funcționează de vineri, din cauza tensiunii, trifazic. O fază nu are tensiune pe aia. I-am chemat pe cei de la Ion, aseară au venit cei de la Ion la 8:30, 9:00, fără ceva. Am chemat și consistul. Au văzut că nu este tensiune pe cablu, pe fir. Și mi-a spus în felul următor. Păi, lăsăm așa, mâine dimineață, măsurați din nou tensiunea, că sunteți capăt de linie și că sunt mulți consumatori, și mai faceți o sesizare mâine. Astăzi am făcut iar sesizare, la 8:30 am sunat iar. Le-am spus situația, astăzi mi-au spus acum, înainte de a vine ședință, că mergem... A, probabil același lucru vor face. Capăt de linie, nu e tensiune. Nu știu ce, Dumnezeu facem cu tensiunea asta de la Brătila. Deci nici măcar fierbătorul de cafea nu se... nu pornea. Da. Sper să fie rezolvat ceva ce e de la. A fost o situație chiar comică aseară, să spui că ai depistat că nu e tensiune, ceea ce ți-am spus eu că nu e tensiune și să pleci, pur și simplu. Da.
Dacă nu mai sunt discuții, de care mi-am zis. Scânduri de gard de la cămin, astea nu aici, se desprind toate școli. Da? Am întors acum capul și băți așa. Ce nu poate urmă să se cânte? Zic că-i țamba așa. Da, un lucru de fapt. Exemplu de cetățeala comunei? Da, da, da. 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 Да, да, да.